Suntem în capitala României de astăzi, în cartierul Militari, strada Veteranilor. Și după cum vedeți, responsabilii cu starea drumurilor de vreo 2 decenii încoace nu prea iubesc simbolurile României de astăzi și nici chiar pe șoferii care plătesc impozite. Vom vorbi astăzi despre militarii, despre veteranii pe timp de pace care au construit cel mai frumos drum din România. Pentru că se împlinesc 35 de ani de la darea în folosință a Transfăgărășanului, colegii de la Observatorul Militar au realizat un articol despre veteranii care au muncit aici și colegii de la Radio de la Ora Armatei au realizat 2 emisiuni cu același subiect. La un moment dat a venit o avalanșă de asta, șoferul a oprit și eu am coborât jos din mașină și am alunecat într-o băltoacă, așa era în spatele mașinii o băltoacă. Și din față un ofițer din comandament care era cu mine îi striga șoferului să dea înapoi, să dea înapoi, dar eu eram în fața roții din spate. Și el a intuit că eu am căzut, probabil a văzut și a reușit să pună frână atunci când trebuia, când a mai fost 30 de centimetri până când să mă strivească. Vom afla astăzi lucruri uitate sau mai puțin știute despre cum s-a construit Transfăgărășanul la începutul anilor 80, în mai puțin de 5 ani de la începerea lucrărilor. Am scris din respect pentru adevăr și pentru eforturile depuse de multe ori la limita maximă a suportabilității omenești de marea majoritate a constructorilor militari și civili ai drumului transfăgărășan. Așa începe cartea Enigma Transfăgărășanului, scrisă în anii 90 de Nicolae Mazilu. Istoria construcției Transfăgărășanului este mai întâi trăită și apoi depănată de fostul comandant al regimentului 52 Geniu Alba Iulia, generalul de brigadă în rezervă Nicolae Mazilu, cel care a coordonat șantierul transfăgărășan de la șoseaua Făgăraș-Sibiu până la cota 2042 la intrarea în tunel. Să vă arăt pe unde era intrarea în tabără de la glujerie. Parcă e podul de atunci. Asta parcă mi se pare cel mai neschimbat din tot ce s-a schimbat aici. Intram în tabără, pe aici era undeva un punct de control și în față e clădirea în care am locuit. Iar pârâul Bâlean ați spus că era prietenul dumneavoastră. Pârâul Bâlea era prietenul meu și nu numai al meu, al copiilor mai ales, că să mai găsa cât un peștișor, cât un păstră și copiii să învățaseră să facă undițe și îi dădeau la pește. Florin al meu a venit de multe ori cu pește de a mânca la prânz, pește prins de copil. Păstră? Păstră. Armata a intrat în lucru pe Transfăgărășan la începutul lui 1970, sub comanda generalului Vasile Șlicariu, comandantul armei Geniu pe atunci. Acesta era un profesionist și un militar de mare valoare. Subordonații spun că a fost un vizionar, propunându-i într-o conjunctură favorabilă chiar lui Ceaușescu schimbarea planului de construcție a ceea ce avea să fie Transfăgărășanul, care inițial fusese gândit doar ca un drum forestier. Mai întâi au intrat în primul front de lucru 2 detașamente pentru ca la finalul anului 1970 să se decidă separarea în 2 sectoare. Nord și Sud. Atunci a început misiunea fostului comandant al regimentului 52 Geniu Alba Iulia, colonelul pe atunci Nicolae Mazilu, cel care a coordonat șantierul transfăgărășan de la șoseaua Făgăraș-Sibiu până la cota 2042 la intrarea în tunel. Poarta se numește Poarta Geniștilor pentru că e o străpungere prin munte. Noi am pus o placă de bronz care a fost construită la București, la atelierele Mogoșoaia, ale trupelor de Geniu. Le-am implantat cu piroane puternice de o 1/2 de metru în stâncă, bătute cu picamără. După ani și ani au venit hoții, doritorii de fiare vechi și au furat, au deteriorat-o și a rămas așa. Parcă îți pare rău, parcă te doare sufletul când vezi ce-a rămas din ce a fost. Acolo era placa închinată Geniștilor și trupelor de geni. De la Piatra Albă până la cabana Bâlea Cascadă era drumul lui Soare. El era capitan atunci, a terminat cu grad de maior, dacă nu înșel, poate chiar locotenent colonel. Și e un om foarte, foarte modest, însă are merite deosebite pentru drumul Transfăgărășanului. Este acel ofițer despre care îmi povesteați că vă salva atunci când nu vă făceați plan. Când planul era în pericol, venea el cu dărâmarea munților, imediat făcea câteva mii de metri cubi, veneam cu buldozerile și dădeam la vale. Și cum spunea, lăsați că vă salvăm noi. Lăsați că vine tata soare cu bihorenele lui. Ce erau bihorenele? Bihorenele erau niște săpături în stâncă, unde se băgau cantități mari de explozivi. Și când se dădea foc, cădeau câteva sute de metri cubi. Pentru realizarea acestei capodopere, ce rivalizează cu marile drumuri din Alpi, s-au construit circa 4 milioane de metri cubi de terasamente, 290.000 de metri cubi de fundații, 598.000 de suprastructuri de macadam, s-au consumat peste 6 milioane de kilograme de explozibili, iar utilajele și mașinile au consumat mai bine de 18 milioane de motokilometri. Acest drum strategic ar fi permis în doar o noapte unei divizii mecanizate să traverseze munții Făgărași, ceea ce era un plus de securitate într-o Românie înfrigurată de ocuparea Pragăi în 24 de ore de către sovietici, cu doar un an și ceva înainte. Enigma Transfăgărășanului este și acum, la 35 de ani de la inaugurare, un ADN dezlegat. Cum a putut fi terminat în doar 5 ani, când, după estimările inițiale, lucrările ar fi putut dura și 20 de ani? Marele Balaur, așa cum l-au supranumit cu respect constructorii, a fost răpus în doar un cincinal. Zidul cel mare din Poarta Geniștilor. Zid de sprijin, pentru că pe el se sprijine drumul. Nu o să vă vină să credeți, dacă vedeți în jos, să vede una din serpentinele pe care am venit. E o mașină oprită acolo și se vede drumul jos de tot. Cât ați lucrat aici? E greu de spus, poate luni de zile. La tot ce se vede aici a durat, a fost rezultatul a luni de zile de muncă. Da. A fost eforturi mari, eforturi uriașe. Se lucra concomitent și la Poarta Geniștilor, și la zidul cel mare din Poarta Geniștilor, și la drumul propriu-zis. Ca la orice lucrare de asemenea învergură, balaurul nu a fost învins fără jertfă. Aproape 40 de morți și tot atâția răniți au constituit jertfa pe care munții Făgărași au cerut-o până când au fost învinși. Fiecare dintre cele 100 de fronturi de lucru are povestea lui, eroii lui și care poartă și acum dragostea și dorul pentru cei de acasă. Se vede chiar de la Bâlea Lac, ca o crestătură așa în munte, Poarta Întâlnirii și Poarta Geniștilor. Se văd foarte frumos de sus. Parcă sunt ceva care caracterizează drumul Transfăgărășanului. De ce Poarta Întâlnirii? De ce Poarta Întâlnirii? Ca să mărim ritmul, am căutat să lucrăm din mai multe sensuri. Ori pe unde se putea pătrunde, pe câte o viroagă, să crea un front de lucru. Și tot la îndemnul generalului Șlicariu, a zis, mă, dacă ați putea voi să cărați pe teleferic, aveam un teleferic mic pe care duceam mâncare sus în căldarea Bâlii, deja s-a început să lucru acolo sus în căldarea Bâlii deasupra cascadei. Dacă ați putea voi să demontați un buldozer, să-l duceți pe bucăți sus, să începeți lucru de sus în jos, de la cascada Bâlea în jos. Așa am făcut. Și am demontat nu un buldozer, ci două. Și le-am dus bucăți pe telefericul ăla mic, acolo sus le-am montat și a început lucru de jos. Venea capitanul Coman și de sus venea locotenentul Dima. Sunt colonei și ei acolo. Și aici s-au întâlnit. Aici a fost Poarta Întâlnirii. Practic când s-a spart drumul ăsta, nu? Când s-a spart drumul ăsta, s-a făcut o poartă aici. Ei nu se vedeau, ăștia lucrau de sus și ăia de jos și nu se vedeau unii cu alții. La un moment dat s-au auzit, să strigau, să fluierau. Dar ce cale de comunicare aveați? Că nu erau telefoane mobile, nu erau multe păi nu lucruri. Comunicam cu alții decât prin viugrai sau prin deplasare. Da. Eu eram tot timpul cu mașina pe traseu, făceam legătura între punctele de lucru, dar ei, între ei ăștia care lucrau din sensuri opuse, nu se vedeau unii pe alții și a fost mare, cum să spun, un moment de izbândă, de glorie. S-au îmbrățișat, s-au sărutat când s-au întâlnit, când s-a spart prima bucățică de s-au văzut unii cu alții, acolo s-au întâlnit și de aceea s-a numit Poarta Întâlnirii. A căzut o stâncă mare, vedeți noastră cum sunt munți ăștia mari aici, într-o noapte a căzut o stâncă așa de mare, a fost apreciată ca la 700 de tone. S-a căzut peste buldozer și l-a strivit cum ai strivi o muscă. Locul unde a fost el așezat era un loc puțin mai moale, mai mlăștinos, era pe undeva pe unde coprea o viroagă și era mai apătos așa. Și pentru că a fost terenul mai mlăștinos, apăsarea celor 700 de tone au făcut ca după ce l-a aplatizat, până dimineața să se tot ducă în jos, să se ducă în jos, până când dimineața am găsit stânca la nivelul drumului, iar buldozerul era sub nivelul drumului, era plantat în drum. Și s-a ajuns la concluzia că? S-a ajuns la concluzia că nu mai este convenabil să-l scoatem de acolo, că nu puteam să-l scoatem decât tăindu-l bucăți, fie cu sudură electrică, fie cu explozii mici sau, mă rog. Și s-a ajuns la concluzia că dacă l-am vinde la fiare vechi, n-am scoate cheltuiala cât exploziv sau câtă sudură s-a consumat și s-a luat hotărârea la organele superioare ca buldozerul să rămână acolo. Și astăzi cine trece nu știe că trece peste un buldozer peste care s-a plantat drumul. Asta a adus pe urmă patul drumului cu toate straturile necesare și s-a făcut drum peste buldozerul nostru, care era aplatizat așa cum ai călcat pe o munte. Sectorul Nord, 35,1 km de la șoseaua națională Sibiu-Făgăraș prin Cârțișoara până sus la Bâlea Lac. Tunelul este lung de 887 de metri și străpunge muntele între vârfurile Capra și Paltinul, la altitudinea de 2042 de metri. Apoi urmează sectorul Sud, cu două subîmpărțiri. Prima de la ieșirea din tunel pe Valea Caprei, 25,6 km, iar a doua pe conturul lacului Vidraru și mai jos, 28,5 km. În total, circa 90 de km de drum cu dublu fir de circulație, pante cu înclinare de maximum 6%, doar în câteva puncte, în mod excepțional, se întâlnesc înclinări de 8%, raza minimă de curbe este de 25 de metri, iar în serpentine de 15 metri. Aproape de finish, aproape de Bâlea Lac, de tunelul care face legătura între Transilvania și țara românească. Poate cea mai complicată și cea mai frumoasă parte a Transfăgărășanului se vede în spatele dumneavoastră. I-ați spus drumul serpentinelor sau? Da, zona serpentinelor și a viaductelor. Sunt poduri care n-au suport la mijloc, sunt cu un capăt pe un mal și cu capătul celălalt pe celălalt mal. Acestea se numesc viaducte. O travee întreagă este un viaduct. Și aici curg două voi, Paltinul și Bâlea. Și peste ambele pâraie sunt aceste poduri, podețe și viaducte. Am înțeles că s-au dat nume pentru fiecare tronson de drum, pentru curba lui Radovici, spunea. Da, erau ca puncte de orientare la vremea, nici nu ne gândeam noi că le dăm numele respectivilor, dar le-a rămas numele implantat și în amintirea noastră și prin cărți. De exemplu, aici o curbă, o serpentină foarte frumoasă, foarte deosebită dintre toate, a apărut prin toate revistele și ziarele ca exemplu de serpentină frumoasă. Îi ziceam curba lui Radovici. Ziceam, vezi, când ajungi la curba lui Radovici, o iei spre stânga și nu știu ce punct de orientare. Radovici ăsta era un locotenent sau locotenent major tânăr, era inginer topograf și s-a îndrăgostit de o fată prin Cârțișoara și s-a însurat aici cu fata aia. Dar a avut o ascensiune frumoasă, a ajuns colonel și la pensie, și el pensionat. Ne cânta frumos, era un băiat micuț așa și frumușel și brunet. Și seara la masă ne cânta. Îi spusese cineva lui că are voce și nu era cine știe ce, dar în lipsă de altceva ne plăcea, ne cânta Radovici. Era simpatic, îi păstrez o amintire foarte frumoasă și mereu pomenesc de curba sau serpentina lui Radovici. Iarna presupun că era o grozăvie aici. Chiar grozăvie, nu? Era suportabil de om, dar era greu. Dar când prindeați furtună? Când era furtună ne adăposteam, ne băgam și fiecare la loc. După cum spuneați, se obișnuiește omul. Sigur, se obișnuiește omul. Nu era chiar extraordinar acum să fac pe grozavul, să zic că aici a fost prăpădul lumii. Nu era, domnule, erau niște condiții grele, foarte grele dacă vreți. Lucram și vara, lucram și iarna. Ce se putea lucra? Până unde se putea lucra? Nu intram orbește. Intram unde se putea lucra pentru că știam că o să câștigăm timp. Construcția a fost începută în 1969, mai întâi de către administrațiile locale din Argeș și Sibiu, doar pentru o eventuală exploatare forestieră, pentru ca mai apoi, din 1970, să se continue de către Ministerul Economiei Forestiere și al Materialelor de Construcții la nord și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor la sud, ca titulare de investiții, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, ca element de execuție pentru întregul traseu. Nu a fost ușor. În afară de bătălia cu vremea, constructorii militari și civili au luptat și cu vremurile, cu avântul conducătorilor din acea perioadă, care impuneau termene draconice, aproape inumane. În fiecare dimineață le spuneam că ei participă la realizarea unei mari opere de artă, că e un drum care nu s-a construit în prea multe locuri în lume, atât de măreț și atât de frumos și atât de important. Și le spuneam că o să vină copiii și cu nepoții lor să se mândrească peste 20-30 de ani, să le arete unde a lucrat tăticul sau bunicul lor în vremea când își făcea stagiul militar. Aveți doi copii și câți nepoți? Am doi copii și doi nepoți. Ați venit cu ei pe Transfăgărășan? Da, am fost cu ei pe Transfăgărășan. Și ce le-ați spus? Tot așa, ce le-am spus și soldaților. Că am participat aici la cea mai frumoasă operă. Ei știu că au venit și ei pe vremea când lucram, au venit aici și v-am spus că băiatul prindea pește în Bâlea. Și a doua motivație pe care a folosit-o pentru a obține randamente extraordinare, de care se mira o lume întreagă, a fost întrecerea. Am făcut un sistem de normare a muncii care nu cred că s-a mai repetat de atunci. Aproape pe fiecare 100 de metri aveam norme speciale făcute de ingineri, de tehnicieni. Veneau și soldații cu propuneri ce normă să se facă în cutare punct sau în cutare punct, în raport de tăria rocii, în raport de periculozitate, în raport de alte... Și am înțeles că era și un sistem de premiere foarte eficient. Da, Comandamentul Trupelor de Geniu a luat bani de la alte lucrări pe care le făceau contra cost în economia națională, irigațiile, platformele industriale și altele, și ne dădea nouă, că noi lucram gratis. Așa e prevăzut în protocol. Trupele de geniu participă la realizarea Transfăgărășanului în mod gratuit. Mână de lucru și utilaje în mod gratuit. Și noi am făcut norme și cu banii care îi dădea Comandamentul Trupelor de Geniu în fiecare lună, premiam de la soldat și până la colonel pe toți care își îndepliniseră norma sau depășiseră în raport de cum munciseră fiecare. Îmi spuneați că ați fost sever cu oamenii, n-aveați cum să-i țineți în mână altfel. Păi da, trebuia să fiu sever, dar pretind că am manifestat o severitate inteligentă, gândită, necesară. Nu uzam de prerogativele mele de comandant pentru a mă răzbuna pe oameni sau pentru a le arăta ce puternic sunt eu, că ei sunt în mâna mea. Nu. Foarte rar foloseam pedepsele, mai mult recompensele, unde intrau și primele. Iar cine era pedepsit, măcar cu mustrare, dacă era pedepsit, în luna respectivă era tăiat de la prima. În 1972, generalul Emil Andriescu i-a succedat faimosului Vasile Șlicariu la comanda trupelor de geniu, cele care aveau să treacă până la urmă și de această mare încercare numită Transfăgărășan. Misiunea realizării tunelului a fost încredințată Ministerului Energiei Electrice, iar proiectarea întregului drum de la nord la sud i-a fost încredințată Institutului de Cercetări și Proiectări pentru Industria Lemnului din București. Nu odată s-a apelat la alpiniști și la vânători de munte pentru a pătrunde în zonele prin care geniștii urmau să deschidă drumul. Acești veterani pe timp de pace au strâns rândurile, terminând unul dintre cele mai frumoase și dificile drumuri din lume, nu doar din Europa. Domnule general, vă mulțumim foarte mult și o să rămâneți în istorie. De ce ați făcut? Istoria o fac toți oamenii la un loc, cu munca lor de zi cu zi, cu efortul unit al tuturor. Oamenii care creează istorie sunt niște vârfuri despre care mâine poimine se uită, dar Transfăgărășanul nu se va uita în veci.